lumina plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi descoperim în continuare neobișnuitul din lucrurile obișnuite care îl înconjoară pe Mihnea. Îl țineți minte pe Mihnea, da? Ieri el a vorbit cu cine? Cu Oglinda și cu Cipici. Astăzi vorbește cu peria de dinți și cu pieptenele. Sunteți gata să aflați ce le-a povestit pieria de dinți? Eu sunt tare curioasă și abia aștept să vă citesc și vouă. Haideți, ne facem comod și să înceapă povestea Periuța de dinți. Intră în baie, apucă Periuța de dinți, dar o scăpă în chiuvetă. Au, hei, mai atent! Abia am terminat de aranjat perii să fie ordonați, împrospătați și gata de muncă, așa cum îi stă bine unei doamne. Dacă mă trântești, îmi strici coafura și mă amețești de tot. Ei, dar hai să trecem la treabă. Vorba multă, sărăcia dinților. Așa glumim noi, periuțele de dinți. Te rog să nu pui prea multă pastă de dinți peste mine, că mă sufoc. Încep să tușesc și nu-mi fac bine treaba. Pune cam cât un bob de mazăre. Ha, și apropo, o prefer pe aceea cu miros de pin. Și mie îmi place pasta de dinți cu miros de pin, a zis Mihnea. Ha, văd că ți-a mai căzut un dinte de lapte. Ha, am mai puțin de lucru azi. Să știi că îmi place în casa voastră. Paharul în care stau e colorat și prietenos, iar periuțele vecine sunt adevărate gospodine. Bunica mea îmi povestise că a auzit de la o prietenă cum că nu în toate casele e la fel. Păi, dar ce vrei să spui cu asta? A întrebat Mihnea. Ci că era odată o periuță pe care stăpânul o folosea foarte rar și ea nu mai putea de plictiseală. O spăla în grabă și ea se usca și se întrista tot mai tare, pentru că nu-i ajungea nici aer, nici apă. Eu, în schimb, mă simt foarte bine. Am un serviciu interesant care îmi face plăcere. Dimineața, la amiază, seara, am mereu treabă. Un arici mititel, curățăm dinții cu el. Cine, cine, cine? Da, e periuța de dinți. Tare veselă și vorbăreață mai ești, a zis Mihnea. Așa e. Bună dimineața, măseluță! Hai, trezește-te! A venit ora curățirii! Te spăl eu bine șora cu șica. Ce zici? Te gâdil! Nu mai râde cum un curci! Ha, stai, încă una, stai, încă una și gata! Am terminat! Acum spală-mă, te rog, bine, bine! Merg la odihnă să trag un pui de somn. Sper să ne revedem astăzi, a adăugat periuța de dinți. Da, sigur, ne revedem diseară. Stai! Mai am o rugăminte, dar te rog să fii foarte atent. Să te spun la ureche.
Schimbați-mi, vă rog frumos, vecina. E cam uzată și morocănoasă. Te rog, Mihnea. Bine? Bine, bine. O schimbăm astăzi pentru tine, a zis Mihnea. Ați văzut ce plăceri interesante au periile de dinți? Lor le place atunci când noi avem grijă de ele, atunci când le spălăm după ce periem dinții și atunci când sunt puse frumos în pahar la locul lor și când au vecine care nu sunt morocănoase. Adică trebuie să schimbăm periile de dinți la timp. După cum v-am promis, astăzi vom citi și despre pieptene. Să vedem care sunt doleanțele pieptenelui și ce îi vorbește lui Mihnea. Hai! Luă pieptenile și dădu să-l treacă prin păr. A cui e părul ăsta roșcat? Cine s-a pieptenat și m-a lăsat așa? Că eu ațipisem și nu mi-am dat seama. De fapt, mi-ar plăcea să am un singur stăpân. Cred că sora mea a fost la un bal mascat și a avut părul roșcat. De asta nu cunosc eu mirosul și culoarea. M-am speriat. Am crezut că am îmbătrânit de tot. Sunt încă în puteri. Gata de treabă, băiete. Dar spune-i surioarei tale să mă elibereze de firele de păr după ce se piaptănă. Sunt ca niște cătușe pe dinții mei. Am încercat să-i spun eu, dar nu m-a auzit. Păi, nici eu nu te-am auzit până acum. Vai de mine, dar ce păr moale ai! Ai schimbat șamponul? Ce frumos miroase! Amușețel miroase! Îmi place să pieptăn păr curat, mătăsos și îmi place să am dinții curați. Dar am nevoie să mă ajutați. N-am mâini să mă spăl singur, a zis pieptenele. În schimb ai atâția dinți, a zâmbit Mihnea. Păi, sunt mândru de ei, dar fiți buni și descotorosiți-mă de firele de păr. N-am să uit, îți promit, a zis Mihnea. Mulțumesc, Mihnea. Să știi că a fi pieptene e treabă serioasă, asta mi-a zis-o bunelul meu. Mi-a zis că un pieptene care se respectă trebuie să aibă dinții curați și mereu gata de datorie. El rămăsese numai cu vreo 4 dinți, restul i s-au rupt. Oricum era foarte iubit în casă, căci era un dar pentru bunica ta de la bunica ei, cu dinți de os și cu mâneri de argint. Vestit pieptine, cu tradiție, ce mai? Nu ca mine. Ai, să știi că și tu ești frumos, a zis Mihnea pieptenului, dus cu gândul la bunica lui. O vedea și acum cum se pieptăna grijuliu în fiecare seară, de parcă își mângâia părul, cum aranja pieptenile pe noptieră, ca pe un prieten drag. Ați auzit ce îi place pieptenului? Să fie curățat după fiecare pieptănătură pe care o faceți voi. Și mai place atunci când aveți părul curat, îi place să miroase șamponul vostru și îi place să știe că este respectat și la fel pus la locul lui. Voi aveți pieptene? Dar ce ziceți să îmi faceți o fotografie cum voi vă pieptenați? Faceți! Și mi-o atașați la comentarii. Eu, Clownela, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și e un lucru obișnuit să pui un like și să distribui. Dar este neobișnuit de plăcut pentru mine să știu că te abonezi și ești mereu aproape. Cu drag, te pup și îți spun până la o nouă poveste cu Clownela. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și
trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați, este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!